Păzește-ți piciorul. Avem multe motive pentru care trebuie să ne păzim picioarele atunci când mergem. Primul și probabil cel mai important este ca să nu ne facem de râs, să nu ne împiedicăm și să nu cădem. Mi s-a întâmplat de multe ori să mă împiedic sau să alunec și oricât de fără consecințe este atunci când e o trântă, să zicem că nu se rup oase, nu pățești vânătăi, dar rușinea e cea mai urâtă vânătaie. Și trebuie să mergem atenți. Când venim spre amvon, și lucrul ăsta mi s-a întâmplat și la Bernard și aici, primul lucru la care mă gândesc când intru între scaune este să fiu atent la fiecare treaptă, nu cumva să mă împiedic de vreună. Trăim într-o vreme a imaginilor instante și atâta îți trebuie să te filmeze cineva, cum mai pățesc unii politicieni când coboară din avion și dau tumba peste vreo câteva scări. Încă o dată, nu se pune problema să te doară ceva. De cele mai multe ori cădem de aproape. Dar e jena, e rușinea. În casa lui Dumnezeu trebuie să fim atenți, pentru că casa lui Dumnezeu este un loc al sobrietății, al lucrurilor serioase și uneori cele mai solemne și mai frumoase momente spirituale pot să fie demolate de o asemenea scăpare omenească. Nu numai piciorul trebuie să ți-l păzești atunci când intri în casa lui Dumnezeu și gura trebuie să ți-o păzești. Și nu mă refer neapărat la greșeli de vorbire, măcar că și alea sunt uneori extrem de dăunătoare și trebuie să fim atenți. Vă aduc aminte ce am pățit, că nu o să vorbesc de greșelile altora, vorbesc de ale mele. Am avut un botez frumos odată la Bernard, frumos botez a fost. Și am vrut să anunț că merg candidații la bazinul de botez. Cumva în mintea mea, în secunda aia, cuvântul bazin s-a potrivit mai bine cu înot decât cu botez. Și m-am trezit că am zis, candidații vor merge la bazinul de not. Frații și surorile, cum se cade, cum sunt, ca să mă ajute, au bufnit în râs. Și se nimerea să am batista în mână, că era destul de cald. De supărare am dat cu batista de amvon. Și ca să mă ajute și mai bine, frații au bufnit în râs mai tare. Foarte nepotrivit. Foarte nepotrivit. Nu că s-a întâmplat o crimă, nu că am căzut din credință. Nu s-a întâmplat nimic grav. Nu că botezul a fost un act mai puțin important și mai puțin sobru. Dar într-un moment unde n-aveam nevoie de așa ceva. N-aveam nevoie de așa ceva. S-a întâmplat ceva comic care a stricat atmosfera aceea înălțătoare, duhovnicească și lucrurile astea trebuiesc evitate. De aia Biblia spune trebuie să fim foarte atenți, atenți când pășim, atenți când vorbim. Sunt trei lucruri în pasajul acesta la care vreau să mă refer, pentru că cadrul acestui text din Eclesiastul 7 depășește problemele de care am vorbit în introducere, doar ca să te împiedici. Cât de atent ai fi, într-o zi unul se va împiedica și va pica. Cineva va face o greșeală în vorbire. Încă o dată, nu sunt crime, nu cade nimeni din credință, nu se descalifică nimeni. Dar cuvântul din Eclesiastul 7 vorbește mai adânc decât atât. Vegherea și atenția noastră. Dacă în lucrurile acestea
care la un moment dat se întâmplă și se uită. Dacă atenția noastră este importantă, cu atât mai mult trebuie să fim atenți la lucrurile care pot avea consecințe spirituale grave. Uneori, irecuperabile. Și când vorbim despre a păși, cum pășești în casa lui Dumnezeu, Biblia își vorbește despre o apropiere și o aducere, nu doar te apropii. Trebuie să fii foarte atent. Te apropii ca să aduci ceva. Vorbește despre inimă și gură, deci apropiere și aducere, gură și inimă, și ascultare și împlinire. Sunt trei perechi de cuvinte care definesc prezența noastră în casa lui Dumnezeu. Prima dată, în versetul 1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te, mai bine să asculți, decât să aduci jertfa nebunilor. Pentru că tu te apropii ca să aduci ceva. Prezența noastră în casa lui Dumnezeu nu este doar o prezență pasivă. Când vii în casa lui Dumnezeu, mai mult decât geanta pe care ai adus-o, la frază nu știu să le spun că aduc, că frații nu aduc mare lucru. Biblia, harfa de cântări, ce vremuri. Mai mult decât astea, cheile, frate, cheile din buzunar, cheile de la mașină, le aduci. Biblia spune că aduci o jertfă și prima jertfă pe care o aduci este trupul tău, spune Apostolul Pavel în Romani, aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Adică ce s-a întâmplat de luni până duminică în viața ta este ceea ce aduci lui Dumnezeu duminică în casa Lui. Toate gândurile, toate vorbele și toate faptele tale, trăirea ta de o săptămână, este bagajul pe care îl aduci în casa lui Dumnezeu. Fratele Adrian vorbea mai devreme despre jertfa nebunilor. Și nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Ați auzit despre creștini care se poartă ca și când n-ar exista Dumnezeu? Și să mă iertați, vă vorbesc dumneavoastră ca părinți, vorbesc dumneavoastră ca tineri. Când ai intrat în casa lui Dumnezeu, nu mă interesează că e luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică dimineață, duminică seara sau printre ele. Când ai intrat în casa lui Dumnezeu, și ai dat cu șutul un ceva care îți stă în cale. Și ai sărit șotronul și alergi printre scaune. Educați-vă copiii, vă rog frumos. Că de aici începe respectul față de casa lui Dumnezeu. Când are 3 ani și când are 5 ani să învețe că în casa lui Dumnezeu nu se suie cu picioarele pe scaune. Că dacă la tine acasă, în mobila nouă pe care numai ce ai cumpărat-o, copilul tău se suie cu bocancii, pe ea, îi dai 2 după ceafă. Bă, nu-mi respecti munca. Dragii mei, tot ce suntem, tot ce am făcut și tot ce facem, atitudinile noastre, toate sunt o jertfă. Și dacă eu sunt conștient că e Dumnezeu aici, nu e în becurile astea, nu e în scaunele astea, nu e în nimic material, dar doar pentru că e aici, toate în prezența Lui sunt sfințite și capătă o semnificație maximă. Și sunt atent cum pun mâna pe fiecare lucru, sunt atent cum mă port, cum umblu. Prea multă dezinvoltură uneori
intrăm în casa lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că aducem o jertfă a prezenței noastre, dar este o prezență activă care include tot ce am făcut în afara casei lui Dumnezeu, în trăirea noastră de fiecare zi și tot ce facem, cum ne comportăm, gesturile, acțiunile pe care le avem aici. Acum trebuie să recunoaștem și nu mă exclud și nu ne excludem. Fiecare dintre noi avem de lucrat la chestiunea asta, frați și surori. Pentru că uneori uităm că e casa lui Dumnezeu. Nebunul zice, nu există Dumnezeu. Acum eu te întreb un lucru, stimate pocăit, dacă tu crezi că există Dumnezeu, am zis că am celularul pentru că mai comunicăm cu cei de la stație, cu cei de la security. Nu ne distrăm, nu așa. Dar dacă în timpul serviciului divin știi că Dumnezeu ar atârna Dumnezeu ca un candelabru din ăsta, l-ai vedea acolo atârnat pe Dumnezeu, ți-ai permite să butonezi, să cauți website, să te uiți la meci în timpul programului? Doar pentru că nu e atârnat și nu e undeva și noi avem statuia undeva, nu înseamnă că Dumnezeu e mai puțin prezent. Unde doi sau trei s-au adunat în numele Lui, El e prezent în mijlocul lor și e în mijlocul bisericii. Și indiferent ce se întâmplă, n-ai să te cotești cu cei din jur să spui, auzi, ai auzit cine a câștigat ieri, ai auzit ce s-a întâmplat atunci, ai auzit ce s-a făcut, ai uite-l și pe ăla, uite-l și pe aia, uite-l și pe cutare, știi că a zis, că a făcut, că a trebuit. Scumpii mei frați și surori, ne apropiem, suntem prezenți, dar ne apropiem ca să aducem ceva, că ești conștient, că nu ești conștient, aduci vasul ființei tale în care s-a adunat tot comportamentul tău de săptămâna trecută și în care încă așezi și pui atitudini, priviri, vorbe, fapte pe care le faci în casa lui Dumnezeu. Și acum, atenție, hai că de luni până sâmbătă n-am fost la biserică, dar dacă nici atunci când am intrat în casa lui Dumnezeu, unde spune My house shall be called a house of prayer for all peoples. Nici aici măcar nu dăm dovadă de mai mult respect, de mai multă sobrietate. Ce spune asta despre relația noastră cu Dumnezeu, despre jertfa pe care am venit să o aducem? Apropie-te ca să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu asta. Și aici este cea mai mare problemă a multora. Dacă te duci să le spui, dacă l-ai luat pe unul și l-ai oprit în mijlocul unei asemenea atitudini nepotrivite în casa lui Dumnezeu, hei, ce faci? Se uită la tine de parcă ai vorbi altă limbă. Nu pricepe Dumnezeu ce-i cu el. Puteți să credeți că în momentele astea în care eu vorbesc cu dumneavoastră lucrurile astea, sunt unii care nu știu că lucrurile astea sunt rele și că nu sunt bune și că dau dovadă de lipsă de respect față de Dumnezeu? Te apropii ca să aduci al doilea. Inima și gura, versetul 2. Din Eclesiastul capitolul 5. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. În versetul 6, nu lăsa gura să te bage în păcat. Vedeți, este o corelare între inimă și gură. Gândurile sunt în inimă, vorbele, originea vorbelor este în inimă, din inimă pleacă gândurile și ele se transformă în cuvinte. Și între inimă și gură trebuie să fie un filtru, trebuie să fie un filtru al inimii, să nu permiți unor anumite gânduri
să pătrundă în inima ta. Și pe urmă, al doilea filtru trebuie să fie între inimă și gură, să nu permiți unor gânduri care s-au strecurat din greșeală să devină vorbe. Aici nu înseamnă să ținem predici mai scurte. Am fost odată la un seminar și conferențiarul ne-a spus: vedeți, fraților, la biserică nu trebuie predici lungi, trebuie predici foarte scurte, că zice să nu fie vorbe multe. Da, fraților, să nu fie vorbe multe, dar cuvântul lui Dumnezeu să fie cât mai mult. Că noi încercăm să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Era o soră undeva prin Michigan care nu zice l-a pus la predică. Zice, l-a pus și pe fratele la vorbă. Uitați ce se întâmplă. Fiecăruia dintre noi ne place să vorbim. Și e un mare dar vorbitul. Un dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. E frumos vorbitul, comunicarea e frumoasă. Dar comunicarea trebuie să aibă discernământ și trebuie să aibă filtru. Adică eu nu vorbesc doar ca să mă bag în seamă sau să mă aflu în treabă. Foarte mulți au impresia când venim la adunarea generală a bisericii că trebuie să se vorbească foarte mult. E un faliment o adunare generală în care nu vorbește nimeni. Vreau să vă spun că am avut de câțiva ani niște adunări generale de mare succes. S-a vorbit, dar s-a vorbit ce a trebuit. A vorbi nu înseamnă hai să zic și eu ceva. A vorbi înseamnă să zic ceva dacă am ce. Sau dacă ceea ce zic ridică, zidește și ajută. Nu dărâmă, obstrucționează și încurcă. Vorbele trebuie să aibă un sens, să aibă o valoare. Ia ascultați. În versetul 2 spune să nu-ți rostească inima cuvinte pripite, adică negândite. Ce înseamnă asta? Înainte să vorbești, gândește-te 10 ori. Pune filtru. Mă, ce zic eu, are rost? E de valoare? Merită să zic? Pe urmă, sfârșitul versetului 2, să nu spui vorbe multe. Concentrează ceea ce ai de spus. Zice că visele se nasc din mulțimea grijilor și prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Versetul 7, căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. Și acum ne referim specific la casa lui Dumnezeu. Mai ales în contextul bisericii, în contextul casei lui Dumnezeu. Vorbele trebuie măsurate, trebuie filtrate, trebuie gândite. Pentru că s-ar putea să spui o vorbă negândită, să rănești un suflet și să-l dărâmi. Știți că cele mai mari pagube sunt datorită vorbelor negândite. Niciodată n-am făcut greșeli mai mari în viața mea decât prin vorbe pripite și negândite. Când am scos filtru dintre inimă și gură. Și nicio umilință mai mare n-am îndurat decât atunci când a trebuit să mă duc la cineva să spun: iartă-mă că ți-am greșit și ți-am zis așa și așa. Că în cap n-am dat la nimeni. N-am îmbrâncit pe nimeni. Știți că vorbele sunt cele mai periculoase săgeți. Și cei mai mulți oameni la nivel de biserică sunt răniți prin vorbe. Că ne batem aici, ne dăm palme. Dar uneori ne dăm vorbe. Și jignim.
Și știți că la hăis e și cea. Și știți ce am observat? Când zici tu să rabde și să teacă, dacă îți dă înapoi, e catastrofă. N-are voie să-ți răspundă. Mă, vorbim de jertfa nebunilor. Știți că tot spune că nu trebuie să răspunzi nebunului după nebunia lui, ca să nu vii ca el, dacă îți dă una în cap. Dar uneori, la vorbe nebunești, trebuie să-i răspunzi, ca să nu se creadă înțelept. Și să știți un lucru. Nebunul când zice vorbe, are pretenția că toată lumea să tacă și să asculte. Când îi răspunzi după nebunia lui, se supără. Că el nu știe decât să dea, nu știe să primească. Ori vorbire e un schimb. Și trebuie să fii atent, Iov spunea în cartea lui, trebuie să fii foarte atent că vine primul și își spune cauza lui și sună foarte bine, parcă are dreptate. Dar pe urmă vine celălalt, vorbește și îi răstoarnă lui ăsta toată dreptatea. Când vorbești, gândește-te bine, dacă nu cumva vine altul după tine și îți răstoarnă dreptatea ta. Și te mai faci și de râs. Am văzut lucrul ăsta de multe ori. Au venit oameni, au crezut că spun și că ce lucruri extraordinare au spus ei. A venit altul, l-a contrazis, ce crezi? S-a supărat! Nu te supăra. Trebuia să te gândești înainte ca nu cumva să-ți răstoarne unul dreptatea după tine. De-aia Biblia zice să nu ne pripim. Atenție la juruințe! Și vorbim acum imediat de împlinire. Dragii mei, în momente de exaltare sau în momente de supărare, spunem și ne luăm angajamente și ne jurăm și juruințele și jurămintele și vorbele pripite, angajamentele pripite, să știți că nu plac Domnului. Știți ce a pățit Iefta? M-a auzit o poezie nu demult aici. Iefta era foarte, foarte speriat de războiul ăsta. El nu era acceptat. Oamenii l-au acceptat pentru că era un om viteaz, un bun organizator militar, dar nu-l iubeau. Și el s-a gândit, mă duc eu să îi conduc pe ăștia la război, cine știe, pățesc vreo înfrângere mare, numai Dumnezeu dacă mă ajută pot să câștig. Și ce s-a gândit el? Să-l impresioneze pe Dumnezeu? A spus, primul care îmi iese în cale când mă întorc, îl aduc ca jertfă. Știți ce a fost jertfa lui Iefta? Jertfa lui Iefta a fost jertfa nebunului. Jertfa unui om care s-a pripit. Și să știți că Dumnezeu are o cale de a ne învăța lecții grele, pe noi și pe alții care învață din ale noastre. Și i-a adus-o exact pe fica lui, prima care i-a ieșit înainte. Păi cine să-i fie ieșit înainte, fraților, dacă nu fata lui? Trebuie să fim foarte atenți cu juruințele și cu vorbele pripite. Că nouă ni se pare, știți, de multe ori, am zis și eu. Știți că Dumnezeu nu ia așa vorbele, știți că Dumnezeu pune mare preț. Ia aminte la vorbe. Dumnezeu nu trece cu vederea vorbele. Lasă-mă că a zis și el. A zis la supărare, ați mai auzit chestii de genul ăsta. A zis la supărare. Atenție ce zicem la supărare, fraților. Că cele mai mari prostii le spunem la supărare. Când suntem supărați, când suntem fericiți, ne luăm angajamente nebunești, când suntem supărați, facem declarații catastrofă. Atenție, inima și gura, filtre, filtre, mare atenție, măsurate. Și apoi, apropie-te ca să asculți, dar ascultarea nu este suficientă, spune cuvântul lui Dumnezeu, fără împlinire. Ascultarea adevărată, dacă spui copiii mei mă ascultă, ce spui prin asta? Copilul stă și pune urechea la ce spui și aude? Doar atâta? Ce înseamnă să fie un copil ascultător? Să audă și să împlinească. Și Biblia zice, apropie-te să asculți. Bagă seama, vezi ce zice, ce se spune, mai ales în casa lui Dumnezeu unde se predică Evanghelia. Fii atent, memorează, pune în inima ta lucrurile astea, dar pe urmă nu-i de ajuns, trebuie să le împlinești. În versetul 4, dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești.
Căci nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Cineva ar putea spune, eu n-am făcut, frate, nicio juruință și am învățat destul de repede în viața de credință să nu fac juruință. O, ai făcut! Prima juruință pe care ai făcut-o e că o să-L slujești pe Dumnezeu toată viața ta. Cum stai cu împlinirea acestei juruințe? Versetul 5. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Juruința de a-L sluji pe Dumnezeu nu este generică, are sau implică aspecte practice. Uneori am luat juruințe de dărnicie, alteori am luat juruințe de slujire. Nu știu dacă vă aduceți aminte, câteva săptămâni în urmă, fratele pastor Adi vorbea despre a pune mâinile pe plug și a se uita înapoi. Ce înseamnă să pui mâinile pe plug? Înseamnă să slujești, să lucrezi. O, cât își lasă plugurile abandonate! Când ai pus mâinile pe plug, ți-ai luat un angajament, ai făcut o juruință, că o să ari, o să faci o slujbă. Cum stai cu juruința? Doar pentru că nu te-am pus să semnezi eu subsemnatul de azi înainte. Ai impresia că Dumnezeu a luat cu ușurință faptul că te-ai implicat și ai început să te implici într-o anumită lucrare? Ce motive justificate ai să abandonezi slujba la care te-ai înrolat? Versetul 6. Nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Vreau să vă spun că atunci când, bine, dacă nu suntem nici măcar ascultători, e grav. Iacov spunea să nu fim doar ascultători, ci și împlinitori. Dar când nu suntem împlinitori, punem sub semnul întrebării și riscăm lucrarea mâinilor noastre. Pentru că Dumnezeu nu așează binecuvântarea sa și nu așează favoarea sa peste oameni care nu împlinesc. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Vă rog să continuăm să fim atenți, să nu se întâmple accidente, să călcăm cu atenție. Să fim atenți la trepte, să fim atenți la uși, să fim atenți, să fim atenți. Să ne alunecăm, să ne împiedicăm. Dar cu atât mai atenți să fim. În primul rând, la viața noastră, de zi cu zi, de oră cu oră, de secundă cu secundă, pentru că toată face parte din acest pachet al închinării noastre. Ființa noastră întreagă și tot ceea ce suntem și facem trebuie să fie implicate în jertfa pe care o aducem lui Dumnezeu, să jertfim ca și când știm că există Dumnezeu, ca și când suntem pătrunși de acest adevăr al existenței lui Dumnezeu. Filtre. La nivelul inimii să nu intre influențe, vorbe, lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu și care nu sunt ziditoare pentru sufletul nostru. Să fie o sită foarte deasă acolo. Ce cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Ce nu este bun, să nu intre prin sita asta. Dar după aia, atenție și la sita dintre inimă și gură. Să nu devină toate gândurile vorbe. Să fie doar vorbire dreasă cu sare, care aduce zidire, care aduce sfătuire, care aduce mângâiere, dacă trebuie să aducă mustrare. Să fie locul tău și slujba ta. Dar în toate lucrurile, atenție la vorbire. Atenție la ascultare, să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu, să primim cu blândețe cuvântul semănat în inimile noastre, adică cu atitudine bună, nu de genul, și asta, ce vrea, Domne? Nu, de câte ori se predică Evanghelia, să avem o ureche înduplecată spre cuvântul lui Dumnezeu.
Și în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în inima noastră, să facem din el un proiect. De a-l trăi, de a-l aplica, de a-l împlini în viețile noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului să ne dea o inimă bună, să ne dea dragoste de casa Lui, să ne dea o inimă înțeleaptă, să ne dea putere, să ne dea har, să ne ajute să fim veghetori. În rugăciunea aceasta aș vrea să menționăm și pe fratele Alexandru Balint, tatăl fratelui Dani Balint, din România. Este slujitor în vârstă, pastor, apropie de vârsta de 80 de ani și are nevoie de rugăciunile noastre ca Domnul să-l vindece și să-i dea sănătate. Pentru tot ceea ce am anunțat și cauza aceasta, haideți să venim în rugăciune comună înaintea Domnului.